Rugăciunea, temei și puterea a vieții creștine. Pilda vameșului și a fariseului. Disciplina religie, cultul ortodox, clasa 6. Domnul nostru, Iisus Hristos, îi învăța pe oameni cum trebuie să se roage spunându-le următoarea pildă. Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage, unul fariseu și celălalt vameș. Fariseul, stând așa, se ruga în sine: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni răpitori, nedrepți, adulteri sau ca acest vameș. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială, adică 10% din toate câte câștig. Iar vameșul, departe stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci își bătea pieptul zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosului! Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa decât acela, fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Fariseii făceau parte din elita societății de atunci, oameni influenți, intelectuali, dar unii dintre ei se depărtaseră de învățătura corectă. Vameșii nu erau iubiți în vremea aceea, deoarece colectau sau adunau taxele de la oameni. Fariseul își spunea virtuțile, însușirile lui pozitive. Vameșul, mai în spatele templului, își spunea păcatele. Unul vrednicia, celălalt nevrednicia. Ar fi fost bune virtuțile fariseului. Vameșul nu le avea, dar în lipsa lor avea smerenia. Rele erau faptele vameșului, dar pentru că era smerit, s-a întors din templu la casa lui cu sufletul mult schimbat în bine, dar și cu o rugăciune care ajunsese la bunul Dumnezeu. Dumnezeu a spus pilda aceasta pentru cei ce se cred drepți și privesc cu dispreț pe ceilalți. Identificați două situații în care cineva poate greși în acest mod. Gândiți-vă la voi înșivă, amintiți-vă când ați dat dovadă de smerenie. Gândiți-vă la voi înșivă, din nou, și amintiți-vă când ați dat dovadă de mândrie.